Bună, dragii mei gemeni! Bine ați venit pe canalul meu, cei care sunteți noi! Bine ați revenit, dragii mei abonați, care le mulțumesc din suflet că urmăresc lună de lună etalările mele. Fac și pentru voi citirea pentru noiembrie 2023, citire care se potrivește atât pentru cei care sunteți în zodia gemeni, cât și pentru cei care aveți ascendentul în gemeni. Să nu uităm totuși că este o citire generală, și de aceea vă recomand să luați strict mesajele care vi se potrivesc vouă și să le folosiți ca atare. Dacă aveți persoane în această zodie și vreți să știți ce le va aduce luna, intrați. Este gratuit și nu necesită decât doar câteva minute din viața voastră ca să știți cum să-i ajutați sau să relaționați cu ei în luna noiembrie. Cărțile sunt pregătite, așa că, dragii mei, nu mai pierde timpul și sper să vă aduc o etalare benefică pentru voi. Doamne ajută să primim cele mai clare răspunsuri. Gemeni, noiembrie 2023. Și avem energia generală Marele Preot. Sunteți foarte, foarte încrezători în luna noiembrie. Mulți dintre voi vă găsiți echilibrul în dumneavoastră, în forțele proprii și știți că ceea ce voi vă doriți se va îndeplini. Credeți cu credință că lucrurile vor fi bine unde cu viața voastră, că viața voastră merge acolo unde trebuie și că ceea ce urmează să faceți sau ce aveți voi în capul vostru în noiembrie va fi de bun augur pentru că știți ce trebuie să faceți. Alții vă voi spune toată încrederea în Dumnezeu. Veți fi foarte religioși în această perioadă. Veți merge la biserică mulți dintre voi și căutați sprijinul și susținerea lui în ceea ce urmează voi să faceți. Sunteți foarte liniștiți. Aveți o energie foarte puternică și foarte pozitivă în luna noiembrie. Pentru că, v-am zis, pozitivitatea și încrederea în forțele proprii vă vor aduce ceea ce voi vreți să faceți. Rezultate bune, bineînțeles. Dacă vorbim de profesional sau financiar, dacă vă gândiți să faceți ceva pe cont propriu sau gândiți să începeți o afacere sau vă duceți să lucrați undeva sau la actual loc de muncă erați nemulțumiți, să știți că vă puneți încrederea în forțele voastre și sunteți încrezători că ceea ce voi vă doriți profesional se va îndeplini la noiembrie. Aveți foarte mare încredere în capacitatea voastră și așa va fi. Sentimental, în relația cu partenerul dumneavoastră, în sfârșit, după o perioadă destul de grea, aveți încredere că lucrurile se vor așeza sau așa cum doriți voi. Sunteți resemnați, sunteți împăcați, știți că ați făcut ce trebuie, știți că veți face ce trebuie, pentru că lucrurile merg bine. Dumnezeu este cu voi și voi sunteți pentru persoana pe care voi o iubiți, ceea ce trebuie să fie. Dacă nu, dacă lucrurile nu vor funcționa cum vreți voi, sunteți împăcați și cu ideea unei rupturi, unde este cazul, pentru că ați făcut ce trebuie, ați luptat, ați făcut tot ce a trebuit și vă resemnați în noiembrie cu ceea ce trebuie să trăiți din punct de vedere sentimental. Cei singuri, vă place cineva foarte mult, doriți să fiți cu acea persoană și luați atitudine în noiembrie, da? Faceți primul pas pentru că știți că aveți tot ce vă trebuie să cuceriți această nouă persoană care apare în viața voastră sau poate a apărut prin octombrie și vă place de ceva timp și în sfârșit aveți atitudine să obțineți ceea ce voi vă doriți. Ia să vedem, clarificăm acest mare preot. 4 de cupe. Voi aveți tot ce vă trebuie, dragii mei, în luna noiembrie. Aveți cupele pline, dar cu toate acestea sunteți și foarte plictisiți și foarte monotoni. Vreți niște schimbări, tocmai datorită acestei monotonii care apare în viața voastră, da? Nu vă mai place ce faceți profesional sau dacă nu faceți ceva, vreți să faceți ceva și vă puneți în bazele și vă gândiți la ceva să ieșiți în această monotonie primarele preot. Dacă lucrurile nu funcționează la locul de muncă sau nu câștigați cât voi vă doriți, vă tot gândiți ce să faci și cred că în noiembrie veți acționa. Nu dați cu piciorul la ce aveți, dragii mei, pentru că 4 de cupe, mă scuzați, spune că aveți tot ce vă trebuie să fiți bine. Este doar o perioadă în care vă simțiți monotoni și plictisiți și e bine să lăsați să treacă noiembrie, că lucrurile se vor echilibra pentru voi și profesional și sentimental, pentru că sentimental sunteți tentați să începeți o nouă aventură, dragii mei. Datorită unei vieți de cuplu foarte monotonă, ați cunoscut sau vă place cineva, dragii mei, din zodia gemeni, mai ales bărbații, că ei sunt cei mai predispuși, să zic așa, dar și femeile, și vreți să faceți acest pas, tocmai datorită faptului că lucrurile în căsnicie nu funcționează.
Dar să știți că s-ar putea să pierdeți mai mult decât câștigați dacă luați această decizie și nu rămâne să luptați pentru ceea ce vă doriți voi, da? Aveți o viață conjugală monotonă, lipsită de sexualitate, poate că aveți probleme, poate că partenera dumneavoastră, nu că nu vă iubiți partenerul, să ne înțelegem, pur și simplu lucrurile nu se așează așa cum vă doriți și se sentați să începeți o aventură. Vom vedea dacă așa va fi sau nu, cel puțin asta vă gândiți, pentru că nu știți cum să mai scăpați de plictiseala în care voi trăiți. Sunteți nemulțumiți, poate și pentru că viața nu merge așa cum vă doriți voi. Poate că vă doriți ceva, aveți încredere că funcționează și ceva se întâmplă și vă dă planul peste cap. Dar în noiembrie e bine să lăsați să treacă această energie de monotonie și să vă păstrați încrederea în voi și în Dumnezeu, încrederea în relația pe care voi o aveți, să vă țineți departe de tentația de a merge într-o ispită nouă, pentru că s-ar putea să pierdeți mai mult decât câștiga. Vom vedea dacă vă țineți sau nu departe de aceste tentații care vin către voi. Pe profesie avem 9 de cupe. Ce v-am zis? Aveți tot ce vă trebuie să fiți împliniți, așa că nu dați cu piciorul. Da? Pe partea de dragoste avem o putere. Rezistați, dragii mei, rezistați tentații. În sfârșit v-ați învățat lecția și o să rezistați a tuturor tentațiilor care urmează în viața voastră spre întru binele familiei voastre pe care o iubiți foarte, foarte mult. Wow! Gemeni puternici. Pe partea de bani, roata destinului, ceva se întâmplă benefic la voi în ceea ce privește situația financiară în luna noiembrie. Wow! Și starea noastră interioară, avem o regină de bâte. Da, să începem cu ceea ce vă gândiți voi în această oameniți. Vouă vi s-a pus pata pe o anumită persoană. Mă refer la cei care sunteți fie într-o relație plictisitoare, fie sunteți într-o relație sau sunteți singuri. Ați descoperit o femeie puternică, mai ales din punct de vedere profesional, o femeie capabilă. Este o femeie frumoasă, o femeie care îi place să trăiască în centru atenției, este amanta perfectă, este senzuală, sexuală, este cum vreți voi. Dar să știți că nu este de lungă durată și voi știți lucrul ăsta. Știți că dacă intrați în această relație, că vă e gândul doar la ea, aveți de suferit. Fie vă veți îndrăgosti iremediabil de o persoană care nu vă va corespunde sentimental, fie, dragii mei, voi veți pierde ce aveți pentru cine nu merită și vă gândiți doar la așa, la o aventură trecătoare. Nu vă iese din cap această persoană pentru că v-a sucit mințile, da? Vorbiți cu ea de ceva timp, o știți de ceva timp și este capabilă să vă pună în pericol căsnicia, cu toate că voi luptați cu această tentație, vă doriți, gândul vă este doar la această persoană și vă doriți să puteți să rezistați acestei tentații, da? Cei care sunteți singuri și vreți să cuceriți o anumită persoană, vă puneți bazele, aveți încrederea și puterea de a cuceri această persoană și o veți cuceri, veți începe această relație dacă asta vă doriți, dar s-ar putea să aveți mai mult de pierdut decât de câștigat. Ia să vedem. Da, este femeia, două femei aici. Este femeia care voi o doriți. Este independentă, are bani, are statut, e frumoasă, e sexuală. Nu o să rezistați aceste tentații, că pe lângă aspectul fizic pe care are această femeie, voi veți fi tentați și de partea financiară pe care ea o are. Vedem și roata destinului aici. Se întoarce benefic pentru voi acceptând această relație. Nu credeți că o să reușiți să o cuceriți, nu credeți că se va uita poate la voi, nu credeți că sunteți destul de demn de această persoană minunată, mă refer pe partea sentimentală. Și să știți că lucrurile se întorc în favoarea voastră, roata destinului se sucește pentru voi, vă umple cupele și profesional, că poate cineva de la locul de muncă pentru unii dintre voi sau cineva cu statut și cu profesie, da, și vă umple aceste cupe, dragii mei, dar aveți grijă că nu este de lungă durată. Pe moment veți bucura de aceste realizări pe care voi le aveți, vă bucurați de o viață sexuală intensă, de banii pe care vi oferă această persoană, că văd că mulți dintre voi sunteți tentați de această persoană pentru că are bani și veți merge, chiar dacă vă zbateți, unii dintre voi veți intra în această relație toxică, dragii mei, așa că credeți că este și mâna destinului, credeți că în sfârșit lucrurile vor merge bine pentru voi,
vă împăcați cu ideea că dacă produceți de pe urma acestei persoane, ca să zic așa, dați și în casa voastră și nu doar pentru voi, acesta este un fel de recompensă pentru ceea ce faceți voi, dar o faceți din pură plăcere pentru că sunteți și atrași de această minunată persoană. Dacă este vorbim de partea asta profesională, mulți dintre voi, mai ales femeile din zodia Gemeni, vă doriți să ajungeți o persoană independentă financiar, dar și bărbații, pentru că este o energie comună, da? Vă doriți să găsiți acea stabilitate prin care să umpleți aceste cupe și să nu mai duceți, să nu mai aveți să nu mai duceți lipsa banilor, dar grija lipsei banilor. Să știți că destinul va funcționa pentru voi în această lume, este partea financiară, veți avea șansa să găsiți ceea ce vă împlinește din punctul ăsta de vedere. Veți găsi jobul potrivit, veți găsi resursele de bani potrivite și cred că ține mai mult de partea asta de estetică, de partea asta de frumusețe, de partea asta de creativitate, veți atrage ceea ce vă lipsea, dragii mei, din zodia Gemeni. În luna noiembrie se deschid noi orizontul pentru voi. Wow! Prin intermediul unii dintre voi veți fi ajutați de către aceste femei sau această femeie, doi într-unul. Unii dintre voi veți fi mânați doar de dorința voastră, da? Dar veți ajunge acolo unde vreți voi, pentru că vă foarte multă determinare, foarte multă dorință de a vă schimba viața, foarte multă dorință de a ieși din această conjunctură monotonă în care voi vă aflați. Încă o dată vă atrag atenția, vedeți să nu pierdeți mai mult decât ceea ce credeți că veți câștiga. Profesional avem un 9 de cupe, da? 9 de cupe spune că acest bărbat în sfârșit își umple cupele, în sfârșit găsește acea combinație între ceea ce face și cât câștigă. Se învârte foarte bine roata destinului pentru el și, miraculos pentru voi, Gemeni, în noiembrie, soarele iese pe strada voastră mai puternic și mai strălucitor ca oricând. Vi se deschid noi oportunități. Ați văzut, aveți prin cine, unii le faceți mai legale, alții mai puțin legale, aveți încredere, știți că trebuie făcut și o veți face. Ia să vedem ce oportunități vin către voi. Da, 7 de bânte, voi luptați, dragii mei, scoateți toate armele la atac. Știți că este singura șansă, indiferent că este vorba de a intra într-o relație cu o persoană potentă, indiferent că deschideți ceva sau investiți în ceva sau găsiți sursa potrivită legală sau nelegală, voi luptați pentru ceea ce vă doriți profesional. Sunteți determinați, aveți încredere, în sfârșit nu veți mai stagna în noiembrie, în sfârșit veți face ceva concludent și palpabil, ceva ce vă va aduce vouă într-adevăr ceea ce vă doriți, da? Mai mulți bani, stabilitate, satisfacție de a face ceva bun. Dacă aveți voi cupele pline, au și are și familia voastră și pe asta vă duce vouă mulțumire, că puteți să dăruiți familiei voastre ceea ce voi aveți, dragii mei. Veți fi câștigători, într-adevăr, obțineți ceea ce voi vă doriți profesional, da? Fie că dau așa niște exemple, vă doriți un loc de muncă, îl găsiți, doriți o colaborare, o găsiți, deschideți ceva, o găsiți sau vă găsiți un partener potent financiar care vă aduce vouă ceea ce vă doriți voi. Și avem aici o zodie, aici avem, să știți că zodia care vă influențează vouă viața sau în această lună noiembrie este de pământ, da? Poate fi Taur, Capricorn sau Fecioară, dacă aveți această tipologie, întoarce roata destinului favorabile pentru voi prin intermediul acestei persoane, care este o persoană foarte carismatică. Nu este carismatic, prea rigidă, prea perfecționistă, știe să facă bani. Nu este, nu va atrage foarte, foarte mult. Deci, clar, este doar un interes pur financiar legat de această persoană. Voi vă veți schimba viața în bine, da? Fie că vă ajută dezinteresat, că ține la voi, poate fi din familia voastră, de ce nu, poate fi partenerul de viață pentru unii, de ce nu, sau o nouă persoană care intră în viața voastră, care are tot ce trebuie ca vouă să vă meargă bine, primiți acest sprijin, se întoarce favorabil pentru voi, nici voi nu credeți în acest noroc pe care îl veți obține în luna noiembrie din punct de vedere financiar, dragii mei, abia aștept să-mi lăsați în comentarii să-mi spuneți că așa este. Norocul se va învârti foarte bine pentru voi, roata destinului este pentru voi, dragii mei. Câștigați mai mult, aveți perspective de a vă umple buzunarele luna noiembrie, mai mult decât ați făcut-o până acum. Foarte interesant. Această tipologie, sunteți cu gândul această persoană din viața voastră,
vă schimbă radical viața în această lună noiembrie. Și pe partea de sentiment avem puterea. Puterea spune că voi sunteți puternici, voi luptați cu demonii voștri sau cu ceea ce pune în pericol relația pe care voi, persoana pe care voi o iubiți sau persoana pe care voi vă doriți. Dar sunteți și încrezători că ceea ce voi veți face, ascunzișele pe care voi le veți face, nu vă va afecta relația de cuplu, soția și, dacă aveți copii, familia. Necazurile care vin și trec sau problemele pe care voi treceți în noiembrie, le veți depăși cu brio datorită puterii dumneavoastră, a încrederii pe care o aveți în forțele proprii, a capacității dumneavoastră de a mușamaliza ceea ce nu este curat, voi vă depășiți problemele alături de partenerul dumneavoastră și, în sfârșit, după o perioadă lungă de timp, simțiți cum reparați unde era de reparat, simțiți cum reclădiți unde era de reclădit, simțiți cum vine liniștea în viața voastră, pentru că, pentru mulți, și schimbarea asta profesională care este benefică le va aduce și stabilitate în familie, da? Cei care sunteți singuri și doriți această femeie, da? Și ceilalți o să intrați într-o aventură, cea care sunteți în cuplu, dar vă gândiți și la partea dumneavoastră, nu o să puneți în pericol căsnicia doar pentru această aventură, o veți face, dar o veți face cu cap, da? Cei singuri, a spus ochii pe această persoană, această persoană vă poate aduce atât împlinirea sexuală cât și sentimentală și veți face tot posibil să fiți cu ea. Deci veți începe o relație foarte profitoare pentru voi din toate punctele de vedere, datorită felului în care voi vă implicați, felul în care voi o cuceriți pe această persoană, vă va aduce foarte multe beneficii. Și avem și un 4 de spade. Cu toate că veți face ceea ce trebuie făcut, să vă simțiți foarte obosiți. Da? Aveți putere, trageți de voi, dar în același timp oboseala își spune cuvântul. Să fii în două locuri, să încerci să faci mai multe, să aduci bani mai mulți, să vrăjești, să zic așa, mai multe persoane, își spune cuvântul. Sunteți obosiți, dar mergeți mai departe, trageți de voi, pentru că știți că de-a lungul muncii pe care voi o depuneți, veți avea rezultatele pe care voi le vreți, da? Aveți momente în care simțiți că nu mai puteți, pentru că necesită un efort foarte, foarte mare să faceți ceea ce faceți voi. Să aveți grijă și de familia dumneavoastră, să aduceți și bani, să fiți și într-o relație duală, dacă asta este cazul, vă obosește foarte, foarte mult. Dar satisfacția a ceea ce voi obțineți, a muncii pe care voi o depuneți, își vă dă puterea de a merge mai departe și de a depăși acele obstacole care vă spune: vreau să mă opresc, vreau să pot termin cu asta, vreau să fac asta. Când vedeți că vin rezultatele, nu o să spuneți stop nimic și mergeți înainte cu ceea ce voi vă doriți din punct de vedere sentimental sau familiar. Sunteți de neoprit, dragii mei. Este o lună benefică pentru gemeni, maxim. Foarte frumoasă această citire. Foarte, foarte frumoasă. Trebuie doar să aveți un pic grijă să nu dați ceea ce aveți voi, să nu pierdeți stabilitatea pe care voi aveți pentru ceva ce nu merită, mă refer la partea asta sentimentală. Dacă faceți lucrurile cu cap, veți fi voi cei învingători și văd că voi sunteți cei sortiți să luptați pentru ce vă doriți și să obțineți rezultatele pe care voi le vreți. Wow, o lună foarte intensă, pentru că v-ați săturat să trăiți în aceeași viață monotonă și plictisitoare și, în sfârșit, luați foarte multă atitudine în luna noiembrie. Wow, cea mai bună citire până acum din tot ce am citit este pentru dragii mei gemeni. Și acum o să extrag oracolul vieții dumnezeiești la Mela, bineînțeles, să vedem ce extra mesaj am pentru gemenii mei și ce le aduce lor benefic luna noiembrie sau ce sfat dă această lamelă. Sau poate confirmă ce am spus prin tarot, de ce nu? Și pentru gemeni avem 1. Depășește-ți frica aberantă de a trăi. Ești înzestrat de la bunul Dumnezeu cu tot ceea ce ți este necesar pentru a merge înainte pe drumul binefăcător al vieții tale. Tocmai de aceea este urgent necesar să întâmpini viața de fiecare dată cu un zâmbet spontan. Foarte interesant, dragii mei, ce v-am zis? La mea vă îndeamnă să nu vă mai autosabotați. Credeți în Dumnezeu, credeți în voi
Și în sfârșit, în noiembrie, vă depășiți teama pe care voi aveați în sufletul vostru. Poate că nu sunt suficient de pregătiți să faceți ceva. Poate că persoana pe care voi o vreți nu vă vrea. Poate acel poate dispare. În noiembrie vă depășiți orice temere pe care voi o aveți, orice teamă pe care voi o aveți. Sunteți prea puternici să dați înapoi. Depășiți orice frontieră pe care voi v-ați autoimpus-o și o să vedeți rezultate. Destinul, mai ales pe partea financiară, este alături de voi. Acolo repară foarte, foarte multe lucruri pe care voi vi le doreați. Neașteptat, lucrurile apar benefice și dă acea încredere că va fi mai bine pe viitor. Voi produceți, voi începeți să câștigați, voi începeți să aduceți în casă și aia vă bucură foarte, foarte mult, dragii mei. Wow, ce citire intensă! Mă voi opri aici, lucrurile sunt foarte clare. Mă așteptam să fie o citire destul de intensă, simțeam așa că gemenii vor avea un noiembrie destul de puternic și o să îmi lăsați în comentarii cu siguranță că așa a fost, da? Dacă încă nu faceți parte din comunitatea mea și vreți să faceți parte din ea, apăsați butonul de abonare, este absolut gratuit. Dacă vreți ca și alții să se bucure de citirea mea și să se încarce cu energie pozitivă, să vadă că lucrurile se vor rezolva în favoarea lor, distribuiți aprecieri, like-uri și așa mai departe, pentru că doar așa YouTube-ul promovează videoclipurile, cu cât sunt mai apreciate, cu atât ele urcă în scara de vizualizări. Și văd că vă permiteți, de aceea, dragii mei, puteți să apăsați cu încredere butonul de super mulțumiri, să lăsați o sumă modică în semn de mulțumire pentru veștile bune și munca pe care o prestez aici. 10-15 lei oricine poate dona, pe mine mă bucură și mă încarcă de energie pozitivă că harul meu este răsplătit și financiar. Până data viitoare, noiembrie începe de mâine, bucurați-vă de ce trăiți, trăiți intenți, e pe munca și pe barba voastră ceea ce voi veți trăi și atunci lucrurile vor funcționa bine pentru voi. Vă iubesc și vă împărțișez cu drag, dragii mei gemeni!